Continuăm astăzi șirul dezvăluirilor din biblioteca virtuală a lui Gheorghe, fostul minițian comunist. Astfel, dacă în ediția informativă trecută vă prezentam cum își fixa Gheorghe camerele de supraveghere ascunse în biroul său, astăzi vă avertizăm că dacă nu stați bine cu râsul, mai bine nu vă uitați. Cum și-au împărțit orașul și județul, cum controlează prin influență în stil mafiot tot ce mișcă aproape în turnul Severin și nu numai, cum se pune problema în echipa Gheorghe Screciu, cum se împart zonele de influență, interesele, funcțiile, ce trebuie să lași sau să dai, cum trebuie să acționezi sau să te supui, aflați la Galaxy TV. Și le dorește, noi le putem îndeplini, o vedea ce-o fi. Nu pot eu să spun acum chiar tot ce... Să intră și în altă zonă, în zona noastră de interes, o vedea ce dracu facem. Până la urmă, Gheorghe, ce dracu își dorește? Niște lucruri care și le dorește, noi le putem îndeplini, o vedea ce-o fi. Nu pot eu să spun acum chiar tot ce... Să intră și în altă zonă, în zona noastră de... interes, vom vedea ce dracu facem. Până la urmă, Gheorghe, ce dracu își dorește? Niște lucruri care și le dorește, noi le putem îndeplini, vom vedea ce-o fi. Nu pot eu să spun acum chiar tot ce... Să intră și în altă zonă, în zona noastră de interes, vom vedea ce dracu facem.